Da, imediat, lăsați. Era. Cum a fost slujba aseară? Foarte frumoasă. Frumoasă și le-a plăcut, părintele a dat roată, așa cum a fost el, foarte frumos a fost. Mulțumim lui Dumnezeu că l-avem iar cu, noi pe părinte. Ce fel de slujba a fost în seara asta? Prohodul. Am îngropat pe Domnul. Și urmează ca mâine seară să... Mâine seară înviază, da. Noaptea asta l-am îngropat, l-am băgat la mormânt și mâine seară înviază. Și veți veni și mâine seară? Da, venim, că nu sunt. La 11, 11 jumate. Am înțeles că este obiceiul ca în noaptea de Paște să vină lumea cu cocoși la biserică. Da. Ia spuneți-ne câteva cuvinte despre acest obicei. Cocoși albi, pentru că care a murit fără lumină, aduce un cocoș alb și spune că îi face Dumnezeu lumină pe dincolo Maică. Așa este. A prevestit în noaptea, când a fost de la Domnul, de la... A cântat cocoșul, că aia a fost prevestirea că l-a vândut. Și atunci a trebuit, așa e obiceiul la noi. În altă parte spune că cocoșul nu valorează. 3-4 dimineața încep cocoșii să cânte la biserică. Da. Cântă în biserică. Cântă a treia oară. Cântă a treia oară. Atunci nu le frică de lume. Cântă. Spune că ei aud toaca în cer și cântă. Da. Așa e, v-am dat. Să zici. Pască. Cumpără paștele cine vrea, care au morți fără lumină. Și acum îl cumpără o fată tot de aici așa. Cum adică îl cumpără? Care e? Cum să spun, îl cumpără ce trebuie, tot ce trebuie pentru și pasca, și peștele, și lumânări, și tot. Și ouă roșie în parte. De ce este legat obiceiul ăsta? De ce cumpără persoana respectivă? Pentru dacă a murit cineva și la fata asta care cumpără acum paștele, îl cumpără 3 ani de zile. A murit și tata, și mama, și un frate fără lumină. Și de-aia vrea să cumpere paștele. Și... A sosit și Sfântul Paște. Am postit. L-ați așteptat, nu-i așa? L-am așteptat. Cum v-ați pregătit? Ne-am pregătit cu melul, cu ouă roșii. Am cumpărat miel, cu fără miel. Sigur că acum e pregătirea mai mare. Mai așteptăm mai cu bucurie. Dar cum? Nu am mâncat dulce. Da. Am mâncat numai de post. Și bineînțeles, acum v-ați și împărtășit, presupun, nu? Da. Cum a fost slujba în seara asta? Foarte frumos. Ce fel de slujba a fost în seara asta? Cum s-a numit slujba în seara asta? Prohotul, cântarea prohotul, da, Domnul nostru Iisus Hristos. Ați dat dorată bisericii? Da. De câte ori? 3 ori. Și ce semnifică lucrul acesta? Așa e de obicei, să... Așa. Sunteți și mâine seară la biserică? Da. Mâine seară înviere. În noaptea asta s-a îngropat, mâine seară înviază. Ce semnifică florile care le dați? Florile pe care le dăm, lumea, credincioșii care au venit la Sfânta Slujbă, o să le pună la icoane.
A fost pus pe Sfântul Epitaf și ele sunt binecuvântate. Iar oamenii le țin cu respect la icoană. Unii o lună, două, trei, poate alții și până anul viitor. Slujba mormântării Domnului. Am cântat prohodul, am făcut o slujbă deosebită, ca întotdeauna, un cor foarte frumos, la care am sălbășit slujba înmormântării și urmează ca mâine seară să facem slujba învierii, pentru că în această zi a fost așa o zi foarte frumoasă și un timp frumos, oameni destui de bine, mulți copii care au cântat foarte frumos prohodul Domnului. Pentru aceasta, noi suntem foarte bine fericiți, pentru că am săvârșit slujba frumos și cu bine. Pe cât a fost această zi de frumoasă, dacă stăm să ne gândim în esență, este o zi tristă pentru creștini. Da, da, da. Chiar toată săptămâna aceasta a fost săptămâna care a fost cea mai importantă despre Marele Post. Aici s-au săvârșit numai slujbile pentru înmormântarea Domnului. A fost un post mai deosebit în această mare săptămână, acum îi zicem noi țărani și chiar peste toată lumea, a fost săptămâna patimilor, se numește, de noi. Pentru că așa am pomenit din străbunii noștri ca în această săptămână să fim foarte aproape de Sfânta Biserică și să ne facem datoria față de Mântuitorul. Spuneți-ne câteva cuvinte despre slujba care va fi mâine dimineață. Mâine dimineață avem o slujbă mai mică, se face vecernia, o vecernie, pentru că după această vecernie vom săvârși împărtășirea copiilor și ceilalți creștini de ai noștri, care au mai rămas până în prezent. Noi am săvârșit și mai înainte spovedania, împărtășania credincioșilor, ca aproape de săptămâna asta mare, aproape de învierea Domnului, să fim cât mai puțin pentru a ne împărtăși și ne-a spovedi la Părintele nostru. Și slujba de înviere la ce oră va începe? Slujba de înviere va începe mâine seara la 11:30. La 11 la noi este obicei să tragem cloapetele pentru a se înștiința lumea și la 11:30, mult 12, când primim lumina învierii, vom începe slujba de înviere. Câteva cuvinte despre obiceiul cocoșilor, că am înțeles că vine lumea cu cocoșile. Obiceiurile noastre care sunt așa din străbuni, fie omul care aduce un cocoș, aduce spre amintirea celor care răposați, care au murit fără lumânare, au murit fără lumină și așa am pomenit atunci la noi când omul acesta care credinciosul acesta aduce pentru cel răposat, aduce un cocoșel, părintele face o rugăciune mare și apoi primește de la credincios și îl ia în brațe și îl pune într-o cutie acolo, unde se strânge la noi, la biserică. Și legat de cântatul lor, că am înțeles, cântă la anumite ori. Legat de cântatul lor în toată slujba noastră, care suntea la biserică, ei cântă și legați. Le cântă frumos, iar oamenii țin acolo lângă ei până când se termină. Asta se face la urma slujbii mari. Și de obicei la noi, credincioșii, unul din credincioși se zice că ia Paștele, iar la urmă Consiliul Administrator al Bisericii noastre va servi câte un ou roșu, o felie de cozonac, un par de vin de la acel om care a fost credincios bun pentru a primi slujba învierii și a face o cinste oamenilor care sunt din Consiliul Parohial de la noi. Așa se obișnuiește. Da, și am înțeles că tot așa, spre dimineață, lumea pleacă cu pește, cu...
Asta este o adevărată obișnuință. Noi faci să sfințești Pasca în timpul slujbei părintele în altar, să slujești Pasca. Doi, o tăiem mai înainte, bucățele de pâine se numește. Pe lângă pâinea care o dăm noi, 3, 4, 5 bucățele de pâine, să pune și câte un peștișor. O am si, cum să zice asta. Când totdeauna așa să te am pomenit din bătrâni. Când mănânci Pasca, după ea să ia un peștișor și un par de vin. Asta pe burta goală, cum ar fi? Bineînțeles, de dimineață, când se termină slujba, atunci se împărțește și Pasca și cu peștișorii. Cum vă numiți? Mă numesc Cântăreț Dragomir Vasile. Sunteți dascălu aici la biserică? Da, dascălu la biserică, la parohia Sălcioară. Ce faceți cu candela aceea? Cu asta? Da. Ducem în lumină acasă, ca așa să duci în seara. Să am ascultat prohodul, cum să cântă la noi aici prohodul. Mâine venim la împărtășanii dimineață cu copiii. Și... Dar văd că aveți și niște flori acolo. Ce semnifică? Astea sunt florile de la Domnul Hristos. Iată și nouă flori. Ce faceți bine? Le punem la icoana astea. Zbunică tună de sfulgeră de... Pune de frică, deci? Da. Când tună, când sfulgere, le punem și noi acolo, ca să nu tune, să nu sfulgere, să nu... Cum v-ați pregătit de Paște? Potrivit eu, dar am ieșit din spital acum, am fost cam bolnav și pregătirea mea e mai ușoră, așa, sunt singură. Totuși aveți o mică pregătire, ați făcut cozonaci, ați făcut? Nu, am cumpărat. Ați cumpărat, așa se practică acum, nu? Da, cumpărat, de comandă, la brutărie aici și am făcut de comandă. Și... Cuptor din acela de cum? Da, noi chiar am copt Pasca astăzi la cineva la cuptor acolo, Pasca pentru mâine seară pregătită. Așa. Pâine de casă, nu de brutării, nu de... Deci mai e obiceiul să facă lumea cozonaci? Da. Nu prea să mai fac cum se făcea înainte, nu știu, nu, să fac. Hai, dar ăștia, asta Pasca așa se face de, pentru noaptea de Paște. Și prescurica când se dă duminica la biletul vie. Sănătate. Petreanica. Bună seara! Seara! Ce faceți? Uite, venim de la Vieni, la prohod. Și cum a fost? Foarte frumos. Puneți-mi și mie câteva obiceiuri legate de înviere în zona asta a Zmeienului. Obiceiul. Venim din vreme, luăm lumină, așa. Stăm la slujba, ascultăm slujba, după slujba plecăm acasă, luăm pasă. Să poartă aici obiceiul acela cu cocoșii? Da, să poartă, da. Dimineața. Ce știți despre acest obicei? Lumea vine cu cocoși la biserică. Pentru lumină sunt cocoșii. Da. Și am înțeles că e și obiceiul acela al cumpăratul Paștelui. Paștelui, da, îl cumpără tot așa, tot la, pentru care are tineri morți sau... Bineînțeles, prea avem. Ce vine lumea la biserică în dimineața de Paște? Ouă roșii, cozonac, cu pungulițe, face pungulițe. Am înțeles că vine și cu pește? Da, nu, la noi încă... Nu se poartă la obiceiul pește? Da, e la Sălciora din Coații, la noi nu mai pască atât. Da, nu mai pască ne-a adus. Da, am fost. Și am fost la până cântat prohodul și... Slujba a fost în seara. Prohodul Domnului. Ai cântat și tu? Da, cu toții. Și acum ce faci? Acum am ieșit un pic la aer și după aceea acasă. Da? Da. Unde vei sărbători Paște? Cred că în familie. Cred, sigur, da, în familie. Și dacă vremea nu este frumoasă, așa cum s-a nu? Nu mai plec. În familie. Familie? Da. Și acum ce faceți aici? Stăm.